Hei, salutare! Am decis ca în acest episod să continuăm cu rețetele simple, dar super gustoase. Vom face tartar de somon cu avocado, cu castravete, vom avea și maioneză de wasabi, așa că hai să începem! Este foarte important ca atunci când facem tartar să folosim un cuțit foarte ascuțit care să fie de calitate. Din acest motiv, în episodul de astăzi voi folosi un cuțit mai special japonez primit cadou de la cei de la Sharp Edge. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat de unde puteți să cumpărați cuțite de calitate și profesionale. Ei bine, de data asta o să vă las un link în descriere către acest site. Ei au foarte multe cuțite și nu doar pensete, genți, foarte multe echipamente la care vă puteți uita și voi. Sharp Edge este o companie din Slovenia care face accesibile și cuțitele de înaltă calitate aduse din Japonia și pentru noi, cei din Europa. Dimensiunea și tipul potrivit, oțelul de înaltă calitate, mânerul confortabil și lama fină ascuțită vor transforma cuțitul în extensia brațului nostru. Pentru un tartar gustos trebuie să avem și un pește proaspăt și de calitate înaltă. Astăzi vă voi prezenta modalitatea cea mai simplă de a face un tartar de somon. Sunt foarte multe feluri în care puteți să faceți tartar de somon, dar ăsta funcționează și abia aștept să vi-l arăt. Să ne asigurăm că nu avem oase în fileul de somon și trebuie să dăm jos pielea. Somonul l-am pus în congelator pentru aproximativ o oră să fie mai ușor de tăiat. De partea maronie nu o să ne folosim, deci trebuie să curățăm puțin fileul de somon. După ce am obținut un somon care arată așa, trebuie să-l tăiem în cubulețe, adică brunoaz. Pentru un tartar corect trebuie să avem și tăieturi fine. Și din cauza asta trebuie să folosim un cuțit foarte ascuțit, ca și acesta. Ne vom folosi și de un avocado. Ce culoare avem aici! Vom face același lucru și cu avocado, ca și cu somon. Vom tăia cuburi de aproximativ jumătate de centimetru. Vom tăia și puțin chives, foarte, foarte fin. Acum începem cu partea distractivă. Avem nevoie de ceapă roșie sau mai bine șalotă, tăiată foarte mărunt, coajă de lime. Voi tăia și câteva bucăți de piper verde boabe din conservă, sunt mult mai aromate. Le vom tăia și pe acestea în bucăți foarte, foarte mici. Dacă punem piper verde din conservă, nu mai e nevoie să punem piper proaspăt măcinat, deoarece ăsta este mult mai parfumat. În același bol vom pune și ulei de măsline, acesta este aromat cu lămâie, dar puteți să folosiți și simplu. Punem uleiul de măsline prima dată deoarece sigilează carnea. Dacă am pune zeama de lămâie, va arde carnea. Deci amestecăm cu ulei de măsline, după care adăugăm și zeama de lime. Voi pune și câteva semințe de susan alb-negre, să avem și ceva crocant. Am amestecat împreună cu uleiul de măsline, acum este timpul să punem și zeamă de lime. Zeama de lime va găti peștele, aciditatea din zeama de lime gătește peștele. Deci nu vă faceți griji, nu o să fie crud. Amestecăm bine din nou. Și acum ultimul ingredient, desigur sare.
Acum este momentul în care vă puteți juca. Mai puneți zeamă de lime, puneți sare, puneți piper, fiecare după gustul lui. Am terminat cu tartarul, iar acum voi face câteva fâșii dintr-un castravete cu ajutorul unui curățător. Pentru prezentare avem nevoie de fâșii foarte, foarte subțiri, în care vom rula tartarul. Și nu avem nevoie de partea cu sâmburi. Trebuie să aliniem fâșiile de castravete una lângă cealaltă. Vom tăia exact bucata de care o să avem nevoie. Am obținut un fel de cup. Întoarcem pe cealaltă parte. Iar acum punem tartarul în mijloc. Trebuie să ne asigurăm că tartarul este împărțit în mod egal pe această parte. Trebuie să și rulăm ca și o ruladă. Tăiem excesul de castravete de lângă. Pentru a decora tartarul am pregătit maioneză cu wasabi, cu care voi face câteva bulinuțe lângă. Voi pune și câteva bucăți de edamame blanșate, câteva frunze de mărar. Vom adăuga și câteva semințe de susan alb și negre și pudră de alge. Acesta este tartarul meu cu avocado, castravete și somon. Sunt foarte multe variante în care puteți să faceți un tartar. De multe ori se servește și pe pâine, dar eu am preferat o variantă mai fresh. Dacă sunteți pasionați de cuțite, dacă vreți cuțite de calitate, voi pune și un link în descriere de la cei de la Sharpay. Mai multe poze, ca de obicei, o să găsiți și pe pagina mea de Instagram, iar dacă nu ați dat subscribe la acest canal, ei bine, puteți să o faceți acum. Până data viitoare, spor la gătit, sper că o să încercați și această rețetă, dacă nu, mai sunt o grămadă de rețete pe pagina mea. Ne vedem data viitoare, v-am pupat, ciao, ciao!